Incertitudine, vă spuneam, dezorganizare și haos la aeroportul Henri Coandă după ce mai multe curse tarom au fost anulate. Sute de oameni și-au petrecut noaptea în aerogară după ce li s-a spus că avioanele lor nu mai decolează și așteaptă și la această oră soluții din partea companiei aeriene. Imediat Alin Amuni ne va prezenta situația din aeroport. De la această oră sunt foarte mulți oameni care așteaptă de la 3 curse anulate deja. Vă transmitem acum informații de ultim moment de la colegii noștri. Sunt suplimentar mai multe curse care se pare că au fost anulate. Tarom va anula și zborurile spre Cairo, de pildă. Tot pe surse sunt aproximativ 12 piloți care au anunțat că sunt bolnavi și nu se simt apți pentru zbor. Noaptea trecută, așa cum vă spuneam, s-au anulat 3 curse, Beirut, Amman și Cairo. În dimineața aceasta ar mai fi 9 piloți potrivit surselor care la fel au anunțat că sunt inapți. Vorbim despre Madrid, Istanbul. Sunt informații pe surse obținute de colega noastră Gina Vacariu. Vom discuta la un moment dat și cu Gina să aflăm mai multe. E o situație care seamănă deja, Andrei, cu un blocaj în toată regula. Haideți să vedem imaginile și informațiile de la Alin Amuni. Vedeți în acest moment copii care dorm pe jos după ce cursele s-au anulat în aeroportul Otopeni. Vedem ce a reușit să afle și Alin și care e atmosfera acolo. Bun găsit! Au loc discuții în aceste momente între oamenii care au stat o noapte aici în aeroportul Henri Coandă din Otopeni și compania Tarom. Din câte puteți observa în imagini, se încearcă soluționarea problemei. Vă reamintesc, mai multe curse Tarom au fost anulate după miezul nopții, mai exact curse spre Cairo, Amman, Beirut și Budapesta. Oamenii au dormit pe jos, sunt copii, sunt familii care efectiv nu au avut unde să meargă și care au stat întinși pe jos lângă propriile bagaje timp de ore în șir. Aici sunt oamenii cu zborurile spre Amman, Beirut și Cairo. Am vorbit cu ei și mi-au zis cum că încă după miezul nopții cei din partea companiei Tarom le-au spus că nu îi pot ajuta întrucât zborurile din Otopeni spre Amman, Beirut și Cairo au fost anulate. Oamenii au cerut să vorbească cu un manager, însă iată, din păcate, nimeni nu a venit să-i ajute. E bine, conform unor surse din interiorul companiei, problemele ar fi apărut din lipsa de personal, ar fi vorba despre foarte multe probleme care sunt ignorate de către companie. În decursul a 2 ani de zile ar fi plecat cel puțin 60 de oameni din compania aeriană românească. Așadar, rămâne de văzut ceea ce se va întâmpla cu acești oameni și care va fi reacția oficială a companiei aeriene, căci în momentul de față nu avem una. Now that we arrived to airport at 7:30, our flight was at 1 o'clock a.m. So till now it's almost 6-7 hours. We were supposed to fly to Beirut, further to Beirut, at 50 minutes after 12, at the midnight, and we were waiting at the gate. 20 minutes before the departure, they told us that the machine was cancelled. We had no idea what is the solution. They said we have no solution. Almost 7 hours, at least, almost 7 hours. We have been waiting here on the ground, we have been sleeping here, and we feel not heard. We have been put in a corner, and it's just, it feels like we've been left out. See those children here sleeping on the ground, it's cold, it's not sleep, it's just not normal. Are we waiting here? Yeah? Is there a flight? Is there a solution? There is nothing. Yeah? And we are waiting for nothing.
Așa cum vă spuneam și puțin mai devreme, cursele au fost anulate după ce mai mulți piloți și copiloții ai companiei Tarom s-au declarat inapți medical pentru zbor. Teribile aceste imagini din aeroport, potrivit celor mai noi informații, și astăzi ar urma să fie anulate mai multe zboruri Tarom. Colega noastră Gina Vacariu, realizatoarea Antena 3 CNN, a obținut informații în exclusivitate și în direct cu noi acum. Gina, bună dimineața! Care e situația de fapt? Încercăm să restabilim această legătură cu Gina Vacariu. Vă spuneam, colega noastră a reușit să obțină informații în exclusivitate pe surse în această dimineață. Potrivit acestor informații, 12 piloți s-au declarat deja inapți pentru zbor. Se pare că e o problemă acolo referitoare la timpul de muncă. Numărul piloților este destul de mic. Trebuie să-și asume peste 5 zile de zboruri, ceea ce e anormal din punctul de vedere al timpului și al legii până la urmă. Gina Vacariu în direct cu noi acum. Bună dimineața, Gina! Bun găsit, Ana, Andrei! Este o situație destul de complicată în aceste momente la Tarom. Piloții, conform unor surse, e un fel de grevă organizată, dacă vreți, însă nu din punct de vedere legal, pentru că nu au parcurs toate demersurile pentru a putea face această grevă, dar este modalitatea prin care ei, pe de altă parte, pot să înștiințeze angajatorul că sunt inapți. Inapți de a duce la bun sfârșit cursa respectivă, este cu totul legal. Dar dacă vreți, este modalitatea prin care piloții de la Tarom își arată, de fapt, nemulțumirea din punct de vedere economic. Adică sunt nemulțumiți de salariile pe care le au, acestea sunt informațiile noastre și cumva, pentru că legea le permite, există o lege care le permite piloților că în momentul în care nu se simt apți pentru a efectua un zbor pot să anunțe compania. La legea asta au ajuns și au apelat piloții Tarom. Trei au făcut asta noaptea trecută și s-au anulat acele avioane, acele curse, Beirut, Amman și Cairo. Și în această dimineață s-au solidarizat cumva și alți 9 piloți. Tot la fel s-au declarat inapți de a face zborurile în această zi și sunt afectate până acum mai multe zboruri, Madrid, Istanbul, Iași, până în aceste momente. Și din ceea ce reușesc să obțin în aceste momente ca informații, s-ar putea generaliza această situație și să fie vorba despre mult mai mulți piloți Tarom care să anunțe că sunt inapți de a face aceste curse astăzi, tocmai pentru a trage un semnal de alarmă, de fapt, cu privire la salarii, dar și la condiții de muncă. Este o situație fără precedent, nu mi-amintesc să se fi întâmplat asta, fără să fie parcurși pașii legali, să avem astfel de situație de așa zisă grevă, de așa zis protest, pentru că de obicei când erau astfel de nemulțumiri, sindicatele, fie că vorbim de cei din echipaj, fie că vorbim de pilot, fie că vorbim de angajații din partea asta tehnică a Tarom, apelau la modalitatea prin care parcurgeau pașii legali și declanșau o grevă de avertisment sau și așa mai departe. Există vreo reacție, Gina, în acest moment de la conducerea companiei, chiar și neoficială, dacă știi ceva? Da, există o reacție, Ana, există o reacție scrisă în aceste momente. Noi am încercat să luăm legătura și cu comunicatorii Tarom. Se lămurește și ei cu privire la această situație pentru că s-au trezit cu aceste, cum să le zic, situații în care tot mai mulți piloți se declară inapți de muncă. Nu știu exact cum să gestioneze situația respectivă. Tarom zice așa oficial într-un comunicat scris, anunță anularea zborurilor de noaptea trecută Cairo, Amman și Beirut. Și mai spune compania că regretă disconfortul creat și asigură pasagerii că siguranța lor este prioritară. Ne angajăm să oferim alternative convenabile pentru pasagerii afectați de aceste anulări. Echipa noastră de asistență va contacta direct pasagerii pentru a oferi informații detaliate privind reprogramarea zborurilor și dau și niște numere de telefon. Voi
furniza acest comunicat și în redacție poate sunt utile aceste numere de telefon să le afișăm și să le știe lumea, la care este un centru de suport, de fapt, Starom, la care pot să sune oamenii pentru a fi reprogramați la zbor. Mulțumim foarte mult, Gina. Sunt sute de pasageri care sunt într-un impas acum și colegul nostru Radu Tudor se întreabă pe bună dreptate ce se va întâmpla cu acea cursă către Paris de la 8:40, pentru că se pare că delegația pentru summitul NATO de la Washington s-ar afla printre pasagerii acelei curse și ar fi important ca ea să plece de la București la ora precizată, pentru că există riscul să se piardă legătura transatlantică dacă această cursă Tarom către Paris nu decolează la ora stabilită. Ne uităm pe site-ul aeroportului Henri Coandă în acest moment la plecări și cursa de 8:40 apare ca estimată în acest moment. Nu apare nici cu întârziere, nici incertă. Nu există date concrete despre acea cursă. Vedem ce se întâmplă. Există doar o posibilitate ca această cursă să nu decoleze, dar la fel de mare este și posibilitatea ca avionul să decoreze de la București sigur către Paris, da, pentru a prinde legătura transatlantică. Este o situație extrem de complicată din ce informații am reușit să mai găsesc pe internet, din ce mai știu și colegii din redacție. În acest moment ar exista un deficit de vreo 50-60 de piloți în compania Tarom, de aceea legat de ceea ce spunea colega noastră Gina Vacariu puțin mai devreme, că Tarom va încerca ca să le ofere soluții oamenilor care și-au petrecut noaptea în aeroport. Stăteam și mă întrebam dacă există, dacă poate Tarom, dacă are cu ce echipaje să le ofere acestor oameni legături, curse care să-i ducă la destinație. Deocamdată au fost anulate cursele către Cairo, Aman și Beirut. Există posibilitatea, ne spunea Gina Vacariu, ca alte câteva curse să fie anulate. Încă 9 piloți au anunțat astăzi că sunt inapți din punct de vedere medical să efectueze zborul. Este un subiect pe care vom continua să-l urmărim pe parcursul întregii zile la Antena 3 CNN. Pe măsură ce apar noi informații, bineînțeles că vom reveni la el și vă vom spune care este situația. În legătură cu întrebarea ta, se pare tot pe surse că n-ar exista piloți de rezervă. Asta e într-adevăr grav și în condițiile în care piloții existenți care trebuiau să asigure aceste curse se declară inapți de zbor, realmente e un blocaj.